Bun. George, spune-mi, din câte găuri am inspectat până acum și câte au fost bune? S-au inspectat 8 găuri s-au inspectat până la în acest moment, dintre care una a fost bună, 7 goale. Deci din 7 sonde nu s-au obținut nicio informație. Imaginea seismică, deci n-a putut fi obținută deloc. Deci material... Asta ce înseamnă pentru investitor? Pentru investitor este investiția degeaba. Au sabotat investiția. Deci cei de la prospecțiuni care au făcut lucrările astea, pe porțiunea asta, au sabotat. Asta este concluzia până acum, în urma inspecției făcute. Le-a sabotat investiția. Și au putut joc de țara asta. Mari specialiști de la prospecțiuni. Până noi schimbăm pe ăștia să vină alți tineri care se gândească, băi, nu ne mai bate în joc de așa. Nu le mai dă să dispară toate conducerile de la. Toți sunt implicați, Mitui, Milea, toți până sus. Și bineînțeles și tender, că ei încasești bani nemuciți, astea sunt bani furați de la statul român. Dar de ce acceptă Romgazul sau conducerea asemenea lucrări? Când va trebui să facă un fel de, cum să zic, primire a lucrărilor, o recepție a lor? Cred că sunt împac banul. Cred că sunt împac banul. Sunt interese multe. Aici am înțeles că s-a lucrat cu ADX-ul. S-a lucrat cu ADX-ul, Romgazul, așa? Interese multe ce plătește ADX-ul. Cine ADX-ul? Între prospecți, firma de care investește în prospectare. În prospectare seismică. Deci investește în prospectare seismică. Și da, cred că sunt parte între ce primește prospecțiuni cu Romgazul și în parte le ia investiția de la ADX. Dar așa au lucrat continuu, deci... așa lucrează de 20 de ani. Dar de unde știți asta? Am lucrat până în 2005 și înainte de 89 și rezultatele au fost catastrofale, deci... informația obținută în toate campaniile așa au fost foarte proaste. Pe porțiune de unde s-a lucrat după metoda mea de buraj, rezultatul a fost bun. Sondele rămâneau intacte. Sonda intactă este o sondă care rămâne se prezintă cum ar fi după înainte de a se fura sonda, gaura de sondă. Sau rămâne ca într-o epruvetă în care s-a introdus nisip. Deci rămâne la talpa sondei până la gura găurii de sondă, rămâne intactă. Deci nu se poate apăsa. Deci ca să facem o demonstrație, pentru o sondă intactă, apăsând pe prăjire, cu orice forță, deci cu orice forță s-ar apăsa, nu se poate, nu se duce. Deci atunci rămâne gaura de sondă intactă, după explozie. Asta trebuie verificată și după ce s-a burat, deci după metoda mea, o verificam după ce s-a burat, să nu se mai ducă, deci să nu mai poți apăsa pe prăjină cu orice instrument de verificare. Și așa rămâne și după efectuarea exploziei. Deci și după efectuarea exploziei, tot nu poți să apăs pe. Atunci, suntem siguri că obții cea mai bună informație. În ce zone ale țării ați făcut campanii de prospecțiuni? Am început la Slatina, unde mi-am dat seama că se putea foarte prost primul an de campanie. Asta când a fost? Deci când m-am angajat în 87. Asta încă în comunism. Da, 1987. Bun. Așa, și apoi am continuat la Filiaș, deci la Filiaș în Oltenia, am fost și în Moldova, am fost și la Mangalia, în zona la Mangalia, am fost până la graniță cu Ucraina, la Frătăuții Mici. Da, Frătăuții Mici. Deci am lucrat în toate zonele. Și în ultimii ani, când ați lucrat la prospecțiuni, unde ați fost în campanie? În ultimii ani la Moreni, în zona Moreni. Ultimul an. Și ultimii ani? Ultimii ani și în Argeș, la Merișani. Și spuneți că s-a lucrat tot așa? Tot așa, deci.
Unde să pentru cine? Unde să viați, cine fusese beneficiarul acolo? Să fiu pentru beneficiar diferite firme. Tala Oil, în Moldova, când? Regal Petroleum. Când s-a lucrat acolo? Regal Petroleum prin 2001-2002. Să nu-i Total Tender? Nu, Regal Petroleum nu. Aha. O firmă din Anglia, parcă. Aha. Și rezultatele? Rezultate slabe, slabe de tot, foarte slabe. De unde se lucrea, deci garantez, unde s-a lucrat pe metoda mea, sondele rămâneau intacte, peste 90%. Am situații care demonstrează, faci comparativ cu ale lor, unde nu s-a lucrat pe metoda mea. Și unde s-a lucrat după alte metode? După alte metode, pentru cine? Cum s-a lucrat și așa, s-a lucrat pentru Talo Oil, pentru Petrom, pentru Petrom OMV. Deci asta când și unde? La Moreni în 2005 pentru OMV. Și rezultate? Moreni. Rezultatele cum au fost? Rezultate slabe. Slabe. Deci ce nu s-a lucrat pe metoda mea? Foarte slabe. Deci așa rămâneau. Deci așa rămâneau. Deci procedurile găurile de sunt de mori rămas pe efectuarea expuziei nu depăsește 30-40. Aici găsim un rezultat slab de tot. Estimez la 20 după ce am văzut pe asta. Estimăm la miile de sunde, de ca au 10.000 de locații făcute. Deci, 7.500, da. Sau nu, 75.000. Da, e foarte mare, deci. 75.000, da. 75.000. Calculăm și estimăm, vă spun, 30, calculăm cât, la câte locații. Că nu o să mai, da, estimăm, se poate estima orice, la orice estimare față de ce am găsit pe teren, așa s-a putea continuu pe tot asta. Că toți artificierii lucrează în stilul ăsta. Așa lucrează, nu știu să lucreze. Deci se poate îndrepta situația în 3 zile. Ce atât nume? Trebuie. Cum? O zi văd cum s-a lucrat, cum fac acum, inspectez sondele. Am constatat ce greșeli s-au făcut la fiecare locație. Le spun cum să lucreze a doua zi. Îi organizez. Verific cum lucrează. Unde se lucrează greșit, că ei sunt învățați, tot așa se lucrează greșit, schimb unde se greșește și în a treia zi, procentul găurilor de sonde va fi peste 90%. Garantez oricum, cu orice specialiști, de la Romgaz, de la Petrom, de la firme străine, cum e ADX-ul acum, orice firmă, le demonstrez că peste 90% rămân găuri de sonde intacte. Nu se cunoaște. Deci când lucram, muncitorii aveau curaj să stea cât mai aproape de locație. Erau siguri. Deci pe ce lucrasem pe metoda mea, unde burajul era făcut după metoda mea de organizare, perfect. Deci nu... Bun. Continuăm? Da, continuăm.